ieri printr-un referendum asupra unor amendamente la Constituție elaborate după demisia președintelui Hosni Mubarak. Participarea la vot a fost de o amploare fără precedent în Egipt. Votarea s-a desfășurat în general pașnic cu un singur incident major. Unul din liderii opoziției, Mohamed Badea, a fost huiduit și atacat cu pietre și pantofi la secția de votare. El a fost lovit de o piatră, dar nu este grav rănit. Potențialul candidat la președinția Egiptului, Badea, s-a pronunțat împotriva parlamentului suprat, motiv că țara are nevoie de o constituție complet nouă.